Numele meu este Loredana, sunt terapeut yoga, iar în acest video voi vorbi despre anxietate și depresie din perspectiva yoga. În termenii yoga, anxietatea se referă la starea rajasică atunci când este în exces. Imaginează-ți asta, când o sămânță se sparge și împinge în pământ pentru a ieși la soare, aceasta este starea rajas. Rajas este responsabilă cu acțiunea și mișcarea. Se caracterizează prin entuziasm, energie, pasiune, acțiune, dinamism, iar când este în exces, se caracterizează prin hiperactivitate, furie, iritare, îngrijorare și stres. Depresia se referă la starea tamasică atunci când este în exces. Tamas este responsabilă cu inerția. Imaginează-ți asta. Când o sămânță zace, inertă, în întunericul pământului, se află în starea tamas. Și această stare se caracterizează prin lene, neputință, îndoială, plictiseală, tristețe, apatie și suferință. Aceste stări nu sunt văzute ca bune sau rele. Starea tamasică sau senzația de greutate, tristețe, este o parte inevitabilă în viața noastră. Să te simți rajasic, fie că este prin furie, iritare sau neliniște, este un semn că ai ceva de rezolvat, de gestionat, îți cere să iei acțiune. Avem nevoie să fim jos pentru a aprecia ce este sus și invers. Provocator este atunci când rămânem blocați într-o stare tamasică sau rajasică. Cum ajută yoga aici? Există mai multe tipuri de yoga care pot fi benefice pentru anxietate și depresie, dar nu există unul care să fie universal mai bun decât altele. Fiecare persoană este diferită și va răspunde în mod unic la diferite practici și tehnici. În starea tamasică, noi ducem lipsă de vitalitate, de energie vitală, de prana. De aceea este benefic să ne concentrăm pe posturi de forță și să creștem gradual nivelul de intensitate și pe tehnicile de respirație, care revitalizează corpul. Și completăm cu posturi care implică flexia și extensia coloanei vertebrale. În stare excesivă rajas sunt beneficii aplecările trunchiului în față și Surya Namaskar. Sunt recomandate practici intensive care vor ajuta la eliminarea energiei destructive și la concentrarea asupra îndeplinirii exercițiilor, dar nu și asupra propriilor gânduri. Mai puțin de ajutor este practica axată pe concentrare și relaxare sau o putem adăuga la finalul clasei de yoga. Recomandarea mea este să alegi practica dedicată nevoilor tale, fie că este o practică mai activă, mai intensă, sau că este o practică mai meditativă. Cunoscând aceste aspecte, ne va fi ușor să ne aducem pe salteaua de yoga așa cum suntem noi, fără să negăm starea în care ne aflăm și să alegem practica potrivită pe nevoile noastre. Ca mai apoi să creștem intensitatea în timpul practicii sau să scădem nivelul de intensitate în timpul practicii. Un alt mod de a aduce echilibru este prin alimentație. Găsești în descriere o listă cu alimentele rajasice și tamasice. Scrie-mi în comentarii sau dă-mi un semn dacă ți-a fost de ajutor acest video. Namaste!